Salutare, prieteni! Vreau să vă arăt acest radio cu stick, auto, da? Mici sfaturi vreau să vă dau. Proba pe care o fac este la o baterie auto în acest moment. Am conectat maroul la minus și roșu la plus, da? Plusul întotdeauna este pe roșu la castofane auto, da? De multe ori scrie aici așa, dacă se vede. Se vede așa de clar, dar oricum, că aproximativ, nu. Așa. Difuzoarele, toate difuzoarele au un minus și un plus. Este foarte important să țineți cont de acest minus și plus. Ia să vedem dacă se vede în imagine. Firul este dungat în punct. Are doar o urmă de alb la mine. Așa. Aici e doar pe bancul de probă. Fiecare fir are câte o dungă neagră, dacă se vede. Da? Una neagră, una. Ok, până aici e bine. Ce am vrut să vă arăt? Eu l-am conectat, da? Minusul întotdeauna e pe negru sau pe carcasă, da? Fiecare difuzor, am zis plus și minus, trebuie să țineți cont de plus și minus. Se vede? Nu prea se vede. Așa. Eu am să dea drumul, puțin. Și cam atât. E bine să, dacă faceți proba, să aveți grijă la plus și minus, pe alimentare. Cel mai important și cu siguranță. Eu sunt sigur ce fac aici, așa că ia să-i dau drum. Ok. Da. Deci funcționează. Era un alt videoclip care l-am postat mai devreme. Arăta că este ars. De fapt, a fost băgat invers, plus și minus. Această diodă e de protecție. Hai să-l oprim. Așa, trebuie doar dioda de protecție schimbată. Este 1N 5000, stai să văd. 5407. Deci dioda doar de sens. Atât. Toate cele bune, vă rog să vă abonați. Eventual scrieți în comentariu cam ce părere aveți. Ce părere, ce ați mai dori legat de electronice să vedeți. Pe viitor. Toate cele bune!